Da, cred că rezultatele aduc și mai multă liniște decât banii, că până la urmă urmei rezultatele atrag și bani, mai devreme sau mai târziu. Da, ai adus vorba de suporteri și să știi că datorită lor și datorită acestui program incredibil, DDB, doar din Aua București și echipa DDB, aici fiind cuprinși și toți cei care sunt membri cotizanți, dar până la urmă urmei toți cei care sunt suporteri ai acestui club mare, și atunci numai datorită lor lucrurile sunt spre bine și de la zi la zi să fac eforturi uriașe și chiar se mai liniștesc lucrurile și la noi. Da, ce să zic, și sportiv, în ultimele meciuri, chiar dacă nu au fost rezultatele așteptate, dar cel puțin la nivel de joc am arătat bine. Am arătat dăruire, am arătat un joc consistent, da, și să sperăm că în etapele următoare, pentru că mai sunt 7 etape, o să reușim să aducem cât mai multe puncte și la finalul campionatului regulat o să vedem unde ne situăm, pentru că foarte multă lume discută despre play-off, dar obiectivul lui Dinamo nu este play-off-ul în momentul de față, mai ales că poate a fost obiectivul lui Dinamo la începutul acestui campionat, când au venit, nu, așa zis, și investitorii spanioli, și se discuta de acele bugete incredibile pentru România, numai de milioane și poate zeci de milioane de euro, și atunci da, normal că toată lumea era îndreptățită să creadă și să-și propună ca obiectiv play-off-ul. Dar momentul de față, mai ales din toamnă până acum, la cum au arătat lucrurile, e foarte greu să te gândești că obiectivul este play-off-ul. Nu, obiectivul este să arăți un joc bun, un joc consistent, să fie plăcut pentru public și atunci să încerc să adun cât mai multe puncte. Dar ne dorim, că ai adus aminte și de public, ne dorim să avem parte și sunt sigur că lucrul acesta ar fi contat și mai mult pentru acești băieți, clar, în principiu, clar, pentru cei care simt lucruri pentru Dinamo. Și vreau să te întreb, se observă o diferență în atitudinea jucătorilor străini în comparație cu cei români atunci când îmbracă tricoul lui Dinamo? Simți lucrul ăsta? Pentru că toată lumea spune, străinii vin pentru contracte bune și aminteam, au fost contracte extraordinar de bune pentru fotbaliștii, da, pe, da, care i-a avut Dinamo la început de sezon, în comparație cu, nu știu, Stelianu Filip, îți dau un exemplu, este ultimul dinamovist revenit în haită și nu știu cât de mult a contat pentru el, în primul rând, aspectul financiar, ci faptul că își dorește, și l-am apreciat, îți spun sincer, își dorește să ajute la redresarea acestei echipe. Și ați avut probleme. Mi-ai spus de Camara, da? Care a mers la Universitatea, da, Craiova, da, da. Vorbeam noi înainte emisiunii. Jucători pe care nu i-a interesat situația lui Dinamo, au plecat și au depus memorii, au lăsat după ei potopul, știi? La nivel declarativ sună bine așa când spui mi-a plăcut Dinamo, iubesc Dinamo, mulțumesc fanilor, dar atunci când a fost nevoie să-ți arăți cu adevărat afecțiunea față de club, procentul este foarte mic a celor care chiar au arătat că vor să ajute Dinamo.